ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore, la invitația primarului comunei Dofteana, domnul Bujor. Iată că am ajuns în Dofteana și trebuie să vă mărturisesc, domnule primar, că reușiți să schimbați această localitate, nu știu, de la o perioadă de timp la alta, de la o săptămână la alta. Am văzut parcări, am văzut reamenajare, izvor, chiar la drumul principal. Lucrurile se schimbă în comună și acum vă mai zic un lucru, foarte mulți se uită cu apreciere, cu admirație, dar și cu invidie la ce reușiți să faceți în Dofteana. Da. Bună ziua și bine ați venit în localitatea noastră. Este adevărat ceea ce confirmați inclusiv dumneavoastră, faptul că localitatea Dofteana este o localitate prosperă și atât Consiliul Local cât și angajați primăriei, aparatul de specialitate și eu, fiecare lucrăm în interesul cetățeanului. Lucrurile se văd. Reușiți să le mișcați în direcția în care doriți dumneavoastră până la urmă. Da, chiar m-aș bucura dacă le-ar vedea toți, bineînțeles cu bună credință și cu ochi buni. Corect. Dar noi în continuare avem un singur țel, să lucrăm în favoarea cetățeanului, în interesul cetățeanului, cheltuind cu multă atenție banii publici. Vă dați seama, o să vă întreb acum despre salarizare, pentru că e subiectul care se vorbește la, despre care se vorbește la această oră pe toate posturile media. Interesează și cu siguranță și cei din Dofteana vor să afle ce ați reușit să faceți aici cu noua grilă de salarizare. Da, doamnă, legea salarizării a fost elaborată de Parlamentul României, promulgată de președintele României. Legea salarizării se reflectă la și explică destul de clar în legea 153 pe 2017, care are unii indicatori, ceea ce se înmulțește cu salariul minim pe economie. Comuna noastră, fiind o comună de gradul 1, imediat după orașe, are indicatori. Primarul i s-a fixat salariul de către Guvernul României, primarul și vicele primar, cu indicatorul de 5,50 înmulțit cu salariul minim pe economie, iar vicele primar are 4,5 înmulțit cu salariul minim pe economie. În aceste condiții, în baza unei grile de ierarhizare, s-a fixat salariile atât funcționarilor publici cât și contractualilor. Ierarhizare vorbesc așa, prima dată șefii de birou, sigur aparatul de specialitate a primarului, care este format din director economic, care este format din secretarul Consiliului Local, format din jurist, și apoi, în ordine descrescătoare, șefii de birou, ajungând până la contractuali. În calitate de primar, mi-am dorit foarte mult, pentru că provenind din rândul muncitorilor, înainte de a ajunge la unitatea administrativ-teritorială, o lungă perioadă de timp, am fost muncitor în cadrul mai multor societăți comerciale și întreprinderi de stat, cum se lucra atunci, am lucrat la această grilă de salarizare împreună cu aparatul de specialitate și am stăruit ca acești muncitori contractuali care sunt la echipă și prima dată dimineața, fie vară, fie iarnă, pun mâna, cum s-ar spune, pe ei. Corect. Prima dată dimineața, chiar dacă e iarnă sau este vară, dar iarna în general, vin cu jumătate de oră sau oră mai înainte, mai ales când este zăpadă, îndepărtează zăpada, când vin funcționarii, este curățenie în curtea noastră, inclusiv în parcare, să poată parca mașinile în mod regulamentar și legal. Apoi, am lucrat la grila salarizare a funcționarilor publici, după cum vă spuneam. De fiecare dată, atât sindicatele în administrația publică, cât și funcționarii, indiferent ce aș fi da eu de lucru, mai întâi, printre altele, chiar dacă nu spunea direct în față, îmi amintea faptul că programul de lucru este unul singur, 8-16, dar volumul de muncă este destul de mare. Pe parcursul timpului, sunt la al treilea mandat, știți și dumneavoastră destul de bine, o parte din funcționari am pierdut datorită salarizării. Poate dacă nu s-ar fi majorat salariile acum în bază legii 153 pe 2017, riscam ca anul 2017 și 2018 să pierd mulți salariați care intenționau să plece din unitatea administrativ-teritorială. Ori, indiferent de faptul că ai câștigat proiecte europene sau alte proiecte guvernamentale, dacă nu ai aparat de specialitate, dacă nu ai specialiști în spatele tău, nu poți să faci absolut nimic în condițiile în care chiar dacă închei un contract cu o firmă de consultanță și dumneavoastră îți acordă maximul de sprijin, bineînțeles în schimbul unor sume financiare destul de consistente, dar marea majoritate documentației se fabrică aici la unitatea administrativ-teritorială. În condițiile în care nu ai specialiști și nu poți tu în calitate de primar să te consulți cu specialiștii,
pentru că specialiștii au plecat sau pleacă datorită grelei salarizare, în situația aceasta unitatea administrativ devine paralizată din toate punctele de vedere. La ora actuală, mai ales și inclusiv cu proiectele europene sau cu stare civilă, evidența populației, care vin tot felul de documente și acte din afara granițelor țării, care ele vin traduse sau merg la tradus, care trebuiesc transcrise, trebuie să fie transcrise de niște specialiști, căci dacă ai greșit o cifră sau ai greșit o literă, ai ocazia să distrugi o anumită familie, o anumită persoană, dacă i-ai întomit certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, inclusiv certificatul de greșit, de deces eronat. Deci așa de aici este. Pleacă toante în lanț până la arhivă, distrugi tot. Prin toate cele ceea ce v-am spus, vreau să vă informez că s-a majorat salariile în baza indicatorilor de calcul, în baza legii elaborate de către Guvernul României. Nu sunt niște salarii, să spunem așa, prea mari sau nesimțite, dar sunt niște salarii care gândesc că le merită funcționarii din administrația publică și trebuie să ne gândim că suntem în 2017 și acest salariu care s-a făcut până în anul 2023. Deci doar peste 5-6 ani de zile dacă vor mai beneficia cei din administrație de o majorare de salariu. Vreau să vă întreb, ați anticipat următoarea mea întrebare. Știți că dumneavoastră nu lucrați singur aici în primărie, aveți o echipă care vă ajută. Este așa, sunt soldați disciplinați încă dumneavoastră. Poate fi, să zicem, un salariu mai bun, o modalitate în opinia noastră de a-i opri pe bunii specialiști aici, pentru că aveți oameni foarte buni. Da, vreau să spun că sunt înconjurați de specialiști care ei sunt veniți înaintea mea în primărie cu 20 de ani. Sunt o parte care au peste 30, sunt o parte care nu mai au mult până îmi împlinesc 30 de ani vechime, exact. Și cei care sunt din factorii de conducere și din aparatul de specialitate. Ori să te formezi la un loc de muncă timp de 25-30 de ani și treci prin mai multe faze și multe lucruri s-au schimbat în administrația publică locală, cel puțin de la Revoluția din 1989, deci s-au aflat într-o adevărată transformare. Să nu uităm că cândva la primărie se țineau toate evidențele în scris, scriptic, în digital și la ora actuală se lucrează pe calculator, se lucrează în programe inclusiv care țin legătura cu Uniunea Europeană, inclusiv care țin legătura direct cu Bruxelles și nu poate să lucreze unul decât numai care are studii de specialitate de lungă durată, asta spun facultate plus master plus alte plus. Sigur că da, alte cursuri de specialitate. Deci, în ceea ce înțeleg, ați reușit oarecum să-i mai opriți valul acesta, exodul bunilor specialiști către alte zone, pentru că oamenii pleacă în vederea unui trai mai bun, știți da. Cum e. În urma ședinței, ieri am avut o ședință cu aparatul de specialitate împreună cu toți angajații primăriei, să vă spun așa, le-am adus la cunoștință grila de salarizare. Este prima dată când în ultimii 27 de ani stăm pixul primarului, ca să vă spun așa, inclusiv salariile funcționarilor publici. Am ținut cont de salariul minim pe economie și salariul maxim, care este salariul doamnei viceprimar, care este acel salar fixat de Guvernul României, și diferența împreună cu specialiștii primăriei, în baza grilei salarizare și a indicatorilor de calcul, am fixat niște salarii în funcție de studii, repet, în funcție de vechime, în funcție de profesionalism, în funcție de felul și modul cum își aduc aportul în ceea ce se numește interesul cetățeanului. Am văzut însuși pe fața lor un zâmbet. Nu le-am cerut nimic absolut, decât atât le-am spus. Am o mare grijă și sunt foarte îngrijorat pentru că platformul de salarii trebuiește fixat în baza bugetului pe care îl ai anual, iar grija mea cea mare în calitate de ordonator principal de credite este una singură: în ziua când se apropie salariile, am o mare grijă, pentru că omul până la urma urmei vine la servici să ia un salariu, să facă o vechime și speră în viitor să iese și la pensie. În aceste condiții, repet, aveau o altă față, să vă spun așa, și au stat cu inima la gură până astăzi la ședința Consiliului Local, care am avut-o astăzi la ora 10, inclusiv consilierii locali au înțeles situația faptului că administrația publică locală a fost cea mai vitregită în ultimii 27 de ani și au înțeles faptul că am trecut printr-o perioadă de criză întreaga României în care ni s-a reținut 25% din salariul de bază o perioadă de mai mulți ani. Eu sper, primarul, știți dumneavoastră, este ales pe perioada unui mandat, dar cei ce lucrează aici sunt pe o perioadă mai lungă, în situația în care își duc la bun sfârșit
sarcinile de servici, în situația în care sunt sănătoși, apți și capabili de muncă, pot să meargă până la sfârșit și să-și încheie serviciul odată cu ieșirea lor la pensie. Motivul este să fie motivați financiar și din punctul ăsta de vedere, eu sunt singurul, împreună cu doamna viceprimar, care le voi cere să-și plătească acest salariu prin munca lor în folosul și în interesul cetățeanului. Venind încoace, domnule primar, acum trec la un subiect la altul, dar are legătură oarecum. Primăria s-a schimbat aspectul, curtea interioară. Am văzut că ați reușit să faceți o parcare. O parcare exterioară clădirii arată foarte frumos, este elegantă, este cochetă. Ați reușit să schimbați așa, să faceți un centru civic, dacă pot să spun așa. Chiar în imediata vecinătate aveți și scena, totul se conturează altfel. Cu siguranță când vor fi sărbătorile de iarnă și se vor întoarce acasă cei plecați peste mări și țări, ca să mă exprim așa, vor admira și vor putea aprecia la justa valoare ceea ce faceți pentru comunitate. Da. Deci această parcare, vreau să vă spun că am făcut-o încă de anii 2009-2010. Aici se afla o regolă de scurgere a apelor pluviale chiar prin fața unității administrativ-teritoriale și nu se putea parca nici măcar o mașină. În aceste condiții am făcut un proiect în care mi-a ieșit, să spun așa, am făcut colectarea apelor pluviale prin niște gaghere cu conductă corogată care ia duce până la pârâul Dofteana pentru scurgerea apelor pluviale din DJ116, de acest drum care traversează prin fața primăriei și apoi am făcut parcarea. Pe perioada timpului din anii 2009-2010 până la ora actuală, betonul respectiv s-a deteriorat datorită intemperiilor, datorită faptului că iarna se mai dezăpezește cu sare și așa mai departe. Am hotărât să facem o parcare, zic eu, destul de bună, în baza unui proiect pe care l-am inițiat personal și am pus pavele groase de op, pavele de trafic, în care putem parca în condiții civilizate și legale autovehicule rutiere care a angajaților primăriei, să spun, a celor care vin și au diferite probleme la unitatea administrativ-teritorială, de așa natură să nu le lese ilegal sau neregulamentar, mai bine zis, pe drumul județean sau în fața instituțiilor. I-am dat o altă formă, platforma respectivă sau parcarea respectivă pe care o vedeți dumneavoastră, împreună cu o trecere pietonală, am construit-o pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Un proiect realizat cu fonduri locale, să înțeleg. Da, proiect realizat cu fonduri locale, iar în continuare acestei parcări am făcut acel drum pe 450 de metri, aproape 500 de metri pătrați, drum care duce la scena acolo unde pe data de 31 decembrie și nu numai orice activitate din localitatea noastră culturală. Da, în fața scenei nu cred că era normal să fie asemenea noroi, pentru că fiecare vine îmbrăcat la activități culturale cu cele mai frumoase haine, cu costume populare românești care își expun datele și obiceiurile atât de anul nou cât și alte activități culturale și am gândit să facem cu beton rutier această parcare, să-i dăm o formă, să arătăm că suntem o localitate care noi suntem într-o permanență investiție și să prosperăm așa cum am promis de fiecare dată. Până în anul 2020 mi-a dat un termen ca localitatea să arate ca un frumos orășel de munte. Deja aș putea spune că este un frumos orășel de munte. De unde bani pentru asfalt? Că știți, în general nu prea găsim bani. Încercăm să atragem fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri de la Banca Mondială, adică de peste tot, dar bani așa cu Doamna, forțe repet, proprii. În toate interviurile mele am spus de fiecare dată nu mă bazez pe împrumuturi pentru că nu le fac. La ora actuală, și sar de la un subiect la altul, în bugetul local mi-am prevăzut sume de bani începând cu aprobarea bugetului la începutul anului. M-au avantajat sau mă avantajează acele proiecte europene în care eu iau bani din bugetul local, achit proiectele europene și apoi aștept să-mi vină tranșele respective. Drept dovadă, suntem acum la drumul de exploatație agricolă care face legătura între Dofteana și Dărmănești pe o lungime de aproape 3 km. Am finalizat toate lucrările. La ora e deja folosit, cred. Așteptăm tranșa de la Uniunea Europeană, trebuia să ne intre astăzi, ultima zi. Până la această oră, uitați, o depășit ora 16, suntem aproape de ora 17, încă nu ne-au intrat banii la Uniunea Europeană, să poți să echilibrezi celelalte bugete.
Vedeți dumneavoastră, de-a lungul timpului, din 2010, tot am cheltuit pe avizii, am cheltuit pe studii de teren, am cheltuit pe studii topo, geo, ortofotoplanuri, proiectare, multe altele. Banii aceștia s-au adunat în ani, iar acum trebuie să luăm 384.000 de euro fără TVA de la Uniunea Europeană. Sunt niște bani care ne echilibrează bugetele și mai rămân niște bani ca noi să achităm parcarea. Care deci nu vă împrumutați, mergeți numai din aproape în aproape. Nu. Le-am gândit de așa natură să nu împrumut nimic și sper până la încheierea al treilui, cel de-al treilea mandat să nu am împrumuturi. Și să știți că eu nu se de la una la alta, apropo că am văzut că sunt multe despre care trebuie să vorbim. Mi-ați zis mai devreme de drumul care face legătura, să zicem, drumul de către exploatațiile agricole. Am zis eu că este deja folosit, de când a terminat asfaltul, s-a turnat acolo, oamenii deja s-au bucurat de el, au început să-l folosească. Era nevoie, e ca o gură de oxigen pentru tot traficul care tranzitează comuna. Da, doamne, era nevoie. Păcat este faptul că cei de la Uniunea Europeană nu au înțeles aspectul să-mi permită să-l și termin. Motivul este că trebuia să asfaltez o parte din acest drum în intravilan. Lucru pe care nu mi-a permis să asfaltez în intravilan. Adică din potrivă, în anul 2010 mi-a dat această aprobare și în momentul când am accesat fondurile și în momentul când au început să deruleze acest proiect, s-a întâmplat că mi-a tăiat jumătate din el. Bineînțeles că acum cetățenii mi-aduce la cunoștință, domnule, venim 3 km pe asfalt și apoi venim intrăm ca, într-un noroi ca nunt, în așa, care da. Nu poți să scoți roata la mașină sau să blochează căruța și așa mai departe, dar eu am depus diferența pentru a ajunge la capăt cu acest drum, am depus la Ministerul Dezvoltării prin PNDL 2, dar sper să-l prind măcar prin PNDL 3 de la 1 ianuarie 2018. O să vorbim și despre PNDL, vă rog, din suflet neapărat, pentru că e un proiect pe care poate fi privit de multe localități ca o gură de oxigen. Ce ați reușit prin PNDL? Ce am reușit prin PNDL? Am depus proiecte, un număr de 9 proiecte, care însumau toate în jur de 450 până 500 de miliarde. Mi s-a aprobat din aceste 9 proiecte 3, dar într-un cuvânt sunt 4. De ce? Adică am 2 poduri care au fost însumate într-un singur proiect de ele, sunt proiecte diferite, care ambele poduri valorează 24 de miliarde, 25 de miliarde în bani vechi, dar ele sunt 2 proiecte pe poduri. Dar cine mi-au numerotat acolo, au trecut 2 poduri într-un singur proiect de ele, practic fiecare cu proiectul lor, dar depășesc lucrul acesta. Așa. Am un drum care face legătura între Parcul Dendrologic Dofteana și, cum spunem noi, Părău Adânc, pe o lungime de 2,7 km, aproape 3 km, care și el este o gură de oxigen pentru ceea ce se numește deschiderea zonei de turism în localitatea noastră. Acolo sunt începute câteva restaurante, câteva pensiuni care sunt în perspectivă. Lucrurile se mișcă. Așa. Noi am avut grijă ca în zona respectivă să ducem conducta de apă în vara acestui an. Avem un proiect în colaborare cu EONU să extindem rețeaua de energie electrică și al treilea sau al patrulea proiect pe PNDL este construirea unei grădinițe în curtea școlii la Dofteana Scarlat Dogen. Deci avem grădiniță, drumul poduri de aproape 3 km și două poduri. Păi atunci pot să zic că vă considerați un primar norocos în cazul acesta, domnule primar. Valoarea respectivă depășește 100 de miliarde. De ce să nu vă spun realitatea? Nu sunt pe deplin mulțumit. Nu. Localitatea este mare, cerințele sunt mari. Știți dumneavoastră. Pretențiile sunt altele, sunt mai mari. Dar deocamdată mă mulțumesc cu aceste 4 proiecte și sper să prind de la 1 ianuarie inclusiv altele. Ne-am ridicat mingea la fileu. Ce pregătiți? Stați să vă spun ce pregătesc. Pregătesc în felul următor. Am un proiect care are proiectul tehnic făcut, PTH-ul, care face legătura între DN12A pe podul care l-am inaugurat pe data de 7 mai, care face legătura cu Larga și apoi merge către Calea Berzunțului. Deci este destul de valoros, are 68 de miliarde în bani vechi. Lungimea? Lungimea este de 3,2 km. Asfalt, consolidarea unor maluri abrupte. Îl pregătesc pentru PNDL 3, care el a mai fost depus de 2 ori până la ora actuală. Nu vă lăsați. Și nu mă las, nu am cum. Așa. Sper ca să-l prind în anul 2018.
Eu, știți, din ceea ce văd eu, așa, multe pregătite pentru noastră în această emisiune, am zis că o prelas întrebarea pentru final de emisiune, dar vă întreb acum. Sunteți la al treilea mandat. Ați schimbat multe. I-ați obișnuit pe locuitorii Comunei Doftana cu un anumit standard. Acum vă întreb, ce o să le mai promiteți? Știți că v-aș și ținut de cuvânt în cea mai mare parte. Adică nu știu dacă există un proiect care să zică nu, n-ați făcut. Da. Va fi greu că i-ați obișnuit cu un anumit standard. Da, obișnuind cu acest standard, cetățenii Dofteana spun în felul următor. A devenit un lucru normal. Primarul trebuie să facă. Consiliul local trebuie să facă. Motivul este acela. Și un singur țel am avut atât eu cât și consilierii locali. Să muncim în folosul comunității, să muncim și toți să avem același țel, să dezvoltăm localitatea Dofteana. Dar vreau să vă spun că în derulare am un proiect numit prin măsura 7.2, care însumează 1,5 milioane de euro, în care am avut verificările în teren de 2 ori până la ora actuală, așa, am 63 de puncte, mi s-a tăiat de am rămas cu 60,67 puncte, dar ele au fost evaluate de la 50 de puncte în sus și sunt în fruntea punctajului, aștept de la o zi la alta să apar pe lista, pe capul listei eligibil. Deci îndeplinește toate condițiile, acest drum deservește obiective de importanță deosebită în localitatea noastră, cum ar fi parcul dendrologic, trec cu drumul de asfaltare pe lângă el, cum ar fi consolidarea malurilor de la Pod Mihăiești, care au fost afectate în anul 2005, cum ar fi din punctul numit Taraș Mihai către cimitir Biserica 2 Dofteana actuală care o construiesc, apoi drumul care duce către gara ieșind la familia Creț, un DN12A, acolo unde face legătura cu gara, unde face legătura cu piața zonală din Dofteana. Începând cu celălalt capăt de drum, plecând de la poșta din Dofteana, poliția din Dofteana, supra-traversare și ajungând la gara prin spatele gării, la oborul săptămânal din spatele gării, la oborul care este deschis o dată pe lună pentru târgul ce își desfășoară activitatea numai pentru cabanile, pentru cai, acel drum duce și la stadionul de fotbal, acel drum și duce și la monumentul istoric Castel Ghica. Deci aceste drumuri, în valoare de 1,5 milioane euro, deservește mai multe obiective de importanță deosebită din localitatea noastră. Sper că cel târziu săptămâna viitoare să apară notificarea de la AFIR, de așa natură să mă bucur și să încep procedurile de licitație pe acest drum în valoare de 1,5 milioane euro. Mai am căminul de la Bogata. Deci căminul de la Bogata este proiect european câștigat cu 600.000 de euro. Atâta însumează reabilitarea acelui cămin. În aceste condiții am pus la licitație proiectul tehnic, s-a soluționat toate contestațiile și la ora actuală am dat ordine de începerea lucrărilor pentru proiectul tehnic. Unde va dura timp de 20 de zile, după 20 de zile le voi prelua și le duc la avizare la AFIR, apoi va începe procedura de licitație și sper că în anul 2018 să lucrăm la reabilitarea acelui cămin cultural. Trebuie să recunosc că sunt multe. Dumneavoastră lucrați, din ceea ce v-am început să vă cunosc, lucrați pe mai multe fronturi. Dom'le, acum avem o serie de proiecte în lucru, de terminat, mai avem altele în altul, următorul stadiu și tot din aproape în aproape. Ați zis, mai spomenit mai devreme de biserica din parohia 2 Dofteana. Cât ați fost dumneavoastră în ședință de consiliu, noi am mers și am văzut-o. Nu știu ce ați spus, apă la rădăcină și acum fac așa o spirit de glumă. Crește văzând cu ochii. În curând, nu știu, va fi terminată. Da. Doamnă, la inaugurarea podului care face legătura peste râul Trotuș în cele două sate, Dofteana și Larga, am spus în ziua respectivă și am fost și filmat faptul că începând cu data de mâine, asta era data de 7 mai, așa, vom începe lucrările la biserica 2 Dofteana, lucru pe care l-am și făcut. Aveam proiectul, aveam toate avizele, aveam piatra de termerie turnată și de a doua zi ne-am apucat de săpat fundația. Vedeți cum arată, deci biserica este înălțată sus, ieri s-a turnat centura, ultima centură de sus, a venit în vizită inspectoratul de stat în construcție, împreună cu dirigintele de șantiere am avut fază, s-a transportat materialul lemnos în cantitate de 35 de metri cub, iar începând cu data de luni, data de 31 iulie 2017, vom lucra la acoperișul Bisericii 2 Dofteana, care este un acoperiș tip ștefanian,
Mai sunt biserici în județ, cum e biserica de la Borzești, Ștefanian, exact. Mai este o biserică la Hemeiuș și încă una vis-a-vis de societatea Selgros la Bacău. Astea sunt bisericile tip Ștefanian și din județul Bacău. Și cea din Dofteana va fi? Sigur, și asta din Dofteana, care a fost la recomandarea înalt preasfințitului. Eu am avut un alt proiect. Dumnealui i-a spus, mi-a recomandat altceva. Într-adevăr, biserica este mare, este înaltă, este spațioasă, dar este mai simplă ca și construcție. Nu are bolți și bolțușoare așa cum sunt altele, deci este un pic mai costisitoare față de biserica care am construit-o în Cucuieț. Am înțeles. Arată foarte bine. Deci anul ăsta vom încheia inclusiv acoperișul, anul ăsta vom face instalația electrică, anul ăsta o vom tencui interior-exterior. Și pictura la programată pentru la anul. Deci nu mai este nici timpul necesar. Bine, iar da. Din ceea ce spun specialiștii, o biserică se construiește în mulți ani, ea trebuie să se așeze, să spunem așa, atât zidăria, cât și tencuiala, cât și să se odihnească toate componentele și apoi vom intra la pictură, dar asta nu înseamnă că ne încurcă cu altceva ca oricum preoții să-și desfășoare activitatea în acea biserică, chiar dacă este netencuit. În mandatul acesta o inaugurați. Dacă voi fi sănătos, eu și colegii mei din Consiliul Local și din primărie, sigur, avem țelul ăsta să finalizăm biserica. Să știți că la o biserică nu-i numai zidăria sau acoperișul. Și roata bisericii, ca la un om gospodar, trebuie să-i faci o canalizare a apelor pluviale, trebuie să-i faci un pavaj pietonal, trebuie să-i faci o incintă de așa natură să poată să primească cât mai mulți oaspeți, trebuie să-i faci un paraclis sau, să spun așa, un altar de vară în exterior, atunci când sunt călduri mari, să poată sluji în exterior la evenimente mari, trebuie să-i faci o împrejmuire, pentru că, până la urmă, acolo este viitorul la toți, în cimitir, alături de biserică și trebuie să stăm în condiții bune, avantajoase, n-aș putea să vă spun, dar condiții bune trebuie să fie și avem, așa cum am scris în toate afișele mele, mai avem multe de făcut. Eu să mă întreb, nu știu ce o să faceți, că reușiți așa din aproape în aproape, cam fiecare obiectiv care este, să zicem, ține de Comuna Dofteana să fie amenajat. Și când zic asta, de exemplu, zilele trecute am trecut pe drumul național prin Dofteana și am văzut izvorul. Izvorul la care multă lume oprește e apă. Nu știu, aș să vă întreb acum, dacă toți suntem și ne urmăresc oamenii, are proprietăți terapeutice, tot timpul e coadă. Da. Deci acest izvor, să vă spun așa un pic din istorie, a fost construit în urmă cu, înainte de 2008, înainte de venirea mea în administrația publică, cam prin 2006-2007, dar la intrarea mea în anul 2008 în primărie, era nefuncțional. Acolo pe o placă comemorativă scrie și la ora actuală, și am vrut să o mențin, așa, că este făcută în memoria unei familii Țifrea. Deci au făcut-o copiii dumnealor în memoria părinților. Fântâne sunt undeva mai sus în primul deal acolo și a fost trasă conductă de apă adusă în marginea drumului să bea orice cetățean care trece pe acolo. Ea fiind nefuncțională în anii 2008, mi-am dat interesul, am reabilitat cele două fântâne, am făcut trecere dintr-una în cealaltă, așa, să deverseze apa din prima când se umple, să deverseze în cealaltă și apoi am pus conductă de pe ea și am adus-o până în poziția pe care o vedeți dumneavoastră. Bun, între timp i-am făcut mese, am făcut bănci și am încercat să o tencuiesc, să-i mai fac câte ceva, dar nu investiții atât de mari. Așa. Am hotărât cu mulți ani în urmă și de mult mă pregătesc ca să-i dau o formă. Da, am văzut că din ce în ce mai multe persoane opresc acolo și iau apă pentru ei acasă, atât să o ia în mașină, să o aducă acasă, să pregătească poate și la alimente și așa mai departe. I-am făcut un buletin de analize. Da. Constant. I-am făcut un buletin de analize. Din buletinele de analize elaborate de un laborator specializat al județului, are niște proprietăți nu terapeutice, dar destul de bine și a declarat-o fiind apă potabilă, nu cu proprietăți terapeutice. Fac o paranteză, proprietăți terapeutice are izvorul de apă minerală de la Ciunget, acel izvor de apă minerală de la Ciunget în anul 2008. În gastronomie se folosește apa de acolo și au dat și rezultate. Mă refer care au probleme gastronomice, ficat, bilă și așa mai departe. Dar în schimb, un cetățean din orașul Comănești, într-una din zile, mi-a dus un buletin de analize din anul 1958, aproape de 60 de ani, și
Era de la izvorul Ciunget, cu proprietăți terapeutice. În condițiile astea, am zis și eu, oare eu nu pot să fac dacă cei din 1958 au Au făcut acest făcut. buletin de analizele și am dus și eu la un laborator specializat. Acum au ieșit nu chiar la fel, dar mai bune un pic. L-am dus la specialiști și le-au studiat. În aceste condiții, acolo la izvorul de apă Ciunget, l-am adus de la 200 și ceva de metri din pădure, l-am adus în marginea drumului, i-am dat o formă, zic eu, destul de bună, ca oamenii să nu mai treacă prin părăi și prin noroi, să poată să-și ia apă, să-și o ducă acasă. Am dus o troiță acolo, am dus soborul de preoți la Sfințit și la ora actuală este funcțională, dar fac paranteză că astăzi, în ședința Consiliului Local, am luat o hotărâre să-mi permită Consiliul Local să duc ape la analize la Institutul de Probe și Analize din București. Dacă ei mă acreditează și își dau giro faptul că este apă terapeutică și folositoare, atunci voi face ceea ce au făcut cei de la Târgovnă sau ceilalți de la Zănic sau Moinești, o voi introduce în circuitul turistic ca obiectiv de importanță deosebită care are proprietăți speciale. Tot astăzi am luat hotărârea Consiliului Local să facem o analiză și să ducem la laboratorul și la Institutul de Probe din București analize geografice la ochiul huitorii, care îl numește toți ochii huitorii, nu s-a făcut niciodată Un barometru niciun fel natural. de cercetări Să explicați pentru cei pentru care ne acest urmăresc. ochi al huitorii, pentru că toți știm la ora actuală, el are forma unui ochi, numai faptul că este dintr-un crater de stâncă, mâncat de vânturi de intemperii cu sute de ani în urmă, iar sub acel ochi de fiecare dată se scurge apă și în momentul când ajunge până aproape de sol, la 1,5 m, 2 de sol, imediat, în maximul 24 de ore, încep ploile. Asta am moștenit din bătrâni, de la înaintașii noștri, și lucrul acesta îl transmit și eu altora, dar nu s-a făcut cercetări din ce motive curge apa pe acel ochi. Eu astăzi am luat hotărârea Consiliului Local, voi duce aceste probe, voi chema specialiștii la București, bineînțeles, sunt niște costuri, și în situația în care se va dovedi că poate să fie un punct turistic atractiv, o voi introduce în circuitul turistic și așa cum vin turiștii la Târgovna, la Zlănic sau în alte orașe unde au ce vedea din punct de vedere turistic, poate să viziteze și localitatea noastră. Mă tot Revin la aș... acest izvor Bogata. Revenind la acest izvor Bogata, am luat hotărârea Consiliului Local, l-am amenajat în forma pe care îl vedeți dumneavoastră la ora actuală, am pus mese, am pus bănci, l-am acoperit, am tras energie electrică, dar în schimb am pus și coșuri de gunoi, am pus și coșuri pentru colectarea petrolelor. Trebuie să mai pun ceva, ca și la noi în România. Ce? Trebuie să pun camerele la vedere pentru a supraveghea pe Să acei nu se strice. răi voitori, pentru că au început să-mi demonteze lămpile fluorescente care se aprind noaptea. Sunt oameni trecători cu autovehicule rutiere ce opresc în afara părții carosabile și vin și își iau un bidon de apă. Deci, și am nevoie de iluminat acolo, iar cei care sunt răi făcători s-au apucat să demonteze, s-au apucat să Strice. strice, s-au apucat să-și facă nevoile în spatele acestui izvor care este de importanță deosebită. Pe perioada construcției și nu numai, nu există zi să nu mă duc de câteva ori până la acel izvor, m-au găsit multe persoane acolo, nu numai din localitatea noastră. Au aflat prin diferite informații că eu aș fi edilul localității. Nu a existat unul să nu mă întrebe. Dar să știți că au venit și persoane de felul ăsta, nu pot să spun ce fel de nație de oameni sunt, dar în schimb, domnule, nu-mi dai voie să comercializez mere, nu-mi dai voie să comercializez legume, fructe și așa mai departe. Am refuzat să le permit pentru faptul că nu vreau să transform un izvor de apă potabilă, bine amenajat, bine întreținut și îngrijit, într-o piață. Într-un Pentru tartrof. că ei vin, iau un pepene acolo, îl desfacem, lasă tot felul de mizerii, dă mirosuri, apoi se duc și fac nevoile. Eu cred că este un izvor care putem să spunem trecătorule din drum, deci trecătorul care vine pe drum oprește, bea o gură de apă, se odihnește pe bancă, poate să stea la masă, să-și aducă pachetelul cu Se el, liniște. are unde să dea gunoiul în primul coș de gunoi care l-am făcut și totodată Așa. am montat și acea
troiță pe care am montat-o alături. Cine vrea să se închine la ea și le recomand tuturor să se închine că este și sfințită, să aprindă o lumânare pentru cei care au trecut la cele veșnice, are și această posibilitate. Să știți că mă întorc la izvor la Cinget, foarte multă lume știe de acest izvor, știe de proprietățile terapeutice pe care le are și vă dați seama, următoarea întrebare de fapt sunt două întrebări. Unu, dacă vă gândiți să asfaltați drumul până acolo. Doi, dacă, să zicem, cei de la București vă recunosc că are proprietăți terapeutice, ar putea Dofteana să intre în rândul stațiunilor? Doamnă, ce se întâmplă? M-am interesat și sunt informat pe deplin cu privire la acest izvor. Uitați cum se pun lucrurile. Deci drumul pe care îl asfaltăm noi de la Parcul Dendrologic și până la intrarea în pădure, pe o lungime de aproape 3 km, duce către izvorul de la Ciunget. Ei, de acolo și până la izvorul la Ciunget mai sunt încă 6-7 km. E o distanță destul de mare, dar Regia Națională a Pădurilor a obținut un proiect european și a reabilitat acel drum de te duci aproape ca pe asfalt până acolo. Dar noi ce dorim? Dacă ne recunoaște Institutul de Geologie căci acest izvor este un izvor cu proprietăți terapeutice, ne rămâne ca noi să concesionăm, să închiriem sau să cumpărăm suprafața acelui izvor, calea de acces a acelui izvor, să o introducem în circuitul turistic, vă rog să mă înțelegeți, să nu pățim ceea ce pățește zdănicul la ora actuală. Apa și izvoarele sunt a unei proprietăți private, iar apa și izvoarele sunt a proprietatea unității administrativ teritoriale zdănic, iar calea de acces și terenul este în proprietate privată și nu-ți permite să pleci. Vreau să iau lucrurile de la un capăt până la celălalt. Bun. Dacă în situația aceasta acest izvor este acreditat de către institut, atunci vom avea și avantajul și inclusiv trebuie să ne implicăm la nivel guvernamental ca printr-o hotărâre de guvern drumul poate trece în proprietatea unității administrativ-teritoriale a noastră sau sunt și alte facilități în care, să zic așa, în mod legal putem să cedăm un alt teren, să zic, a unității administrativ-teritoriale în suprafața acelui drum, de așa natură să devenim proprietari. Dar astea sunt niște lucruri care le vedem la o distanță mai mare. Acum trebuie să o luăm de la un capăt, să știm cu cine ne vom lupta pe parcurs și ce analize vor ieși de la Institutul care este acreditat pentru așa ceva. Sentimentul meu este, domnule primar, că v-ați făcut deja strategia în ceea ce privește izvorul. Știu ce am de făcut, da. Am înțeles. Da. Deci lucrurile pe dumneavoastră sunt foarte clare, le las pas cu pas, așa cum ați făcut multe lucruri până acum. Știți, am auzit că se fac zilele Doftenei. Acum dumneavoastră confirmați sau infirmați? Ați auzit dumneavoastră, doamnă. Am luat o hotărâre a Consiliului Local în care am stabilit că data de 1, 2 și 3 septembrie anul 2017 se face în zilele localității. Zilele localității se sărbătoresc de fiecare dată la data de 8 septembrie pentru faptul că în urmă cu 582 de ani, în anul 1436, pe data de 8 septembrie, a fost prima testare documentară a unității administrative teritoriale Dofteana, cum îi se spune atunci Dofteana. Am hotărât 1, 2 și 3 septembrie să putem efectua aceste zile ale localității. La ora actuală suntem în faza de achiziție publică. Achiziție publică cu privire la acei artiști care vor veni în localitatea noastră să desfășoare activitate culturală. La ora actuală suntem într-o organizare, într-o plină organizare. Colectarea sumelor de bani de la cei care vor să ne ajute, atât persoane fizice cât și persoane juridice, în mod legal, în baza unui contract de sponsorizare, cine dorește ca să ne sprijine, să ne ajute, indiferent cu ce sumă dorește, noi o contabilizăm, să taie chitanță pe loc și încheiem un proces verbal de sponsorizare. După care, voi solicita hotărârea Consiliului Local să aloce și Consiliul Local un buget pe cât posibil, ca să putem să ne încadrăm și să ne facem toate lucrurile. Noi, în general, vrem ca pe data de 1, 2 și 3 septembrie să facem zilele acestei localități, să știi că așteaptă cetățenii din localitatea noastră, atât vârstnici cât și cei tineri, și totodată dorim ca la acele zile să înmânăm diplome și un premiu celor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie, să înmânăm diplome și un premiu în bani cei care sunt olimpicii localității noastre. Avem câțiva copii care la examenul de evaluare și de capacitate când au terminat clasa 8-a au media 10, așa? Avem copii care s-au evidențiat și au luat medalii de aur la diferite olimpiade, deci fiecare la rândul lor, în baza unui referat pe care îl întocmește cadrele didactice și în speță directorul, în funcție de buget vom aloca aceste sume de bani.
Sunt la administrația publică locală de 9 ani, merg pe 10 ani. Am putut și am reușit din bugetul local să facem doar de 2 ori zid localității și acum ar fi, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, a treia oară. Locația. Locația va fi pe stadionul din Dofteana. Este un spațiu destul de mare. Aceste spații trebuiesc acreditate și vizate în baza unui plan de situație de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru că acolo se aglomerează și va fi o mare aglomerare de persoane în zilele respective și spațiul respectiv ne permite nouă să ne desfășurăm activitatea și să fie, să zic așa, un spațiu adecvat, cunoscut și să avem și puterea instalată electrică, să avem și apă potabilă, să avem și grupuri sanitare ecologice. Toate condițiile pentru a efectua un comerț civilizat și toate condițiile pentru a efectua un ansamblu, nu, a efectua o scenă pentru a-și desfășura activitatea, inclusiv talentele locale. Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați reușit să faceți foarte multe lucruri. N-ați avut parte, să zicem, până acum, Doamne ajută să nu mai aveți, să n-aveți, de acte de vandalism, de distrugere, dar de mizerie aveți parte. Și asta știu sigur că am văzut postat pe diferite rețele de socializare, mizeria lăsată în urma unor cei care au fost la grătar, nici nu știu cum să zic. În localitatea învecinată, în Târgu Ocna, au pus la pământ peste 20 de stâlpi de iluminat, în Onești au zdrobit o bancă, au profanat un monument, nu, dedicat eroilor din Primul Război Mondial. Și aici se pare că, nu știu neapărat dacă lipsa de educație, dar răutatea până la urmă. Doamnă. Răutatea, în primul rând, vine de la consum foarte mult de alcool. Deci, în momentul când se consumă foarte mult alcool de cei care le și plac să consume alcool, nu fac un lucru bun. Pentru că se mai pot face și lucruri bune. Ai băut un pahar de vin, du-te liniștit în treaba ta, spune o glumă sau spune altceva, fără să superi, fără să jinești, dar să mai și distrugi, este un lucru banal. Așa e. Bun. Din experiența pe care o am, vin a doua zi după ce ia poliția, după ce îi legitimează, după ce le stabilește identitatea și vin cu sărămâna, numai nu se pun în genunchi, domnule, iartă-mă. Deci, totul pleacă de la alcool. Acolo unde este educație puțină, acolo unde creier mai puțin, dacă îi mai amestici creierul cu un pic de alcool, iese exact. Ce? Să dărâmesc stârpi, să spar coșuri de gunoi, exact. Se bat și așa mai departe. Aici ajunge. Deci noi avem și vom avea pus la dispoziție, în afara faptului că avem 6 polițiști locali, avem poliția rurală de aici din centru, vom cere sprijinul Inspectoratului de Poliție a județului Bacău, vom cere sprijinul celor de la jandarmerie, nu faptul să ia măsuri, sperăm să nu fie probleme, dar faptul măcar să se vadă că există forță și măsuri de ordine, pentru că românul nostru, dacă nu este constrâns, nu face ce trebuie să facă. Așa. Adică lucruri bune. Comit une dintre ei fapte antisociale. Dar asta nu înseamnă că dacă avem câteva persoane, nu în Dofteana, și în peste alte localități, în România, asta nu înseamnă că noi frânăm lucrurile și nu mergem mai departe. Nu. Noi trebuie să mergem mai departe. Țelul nostru să mergem mai departe, iar tot țelul nostru este și acela de a educa și a dus pe calea cea bună a cei care comit fapte antisociale și care, prin constrângere, o să ajungă acolo unde este loc. Așa este. Mă bucur că văd că sunteți pregătit, așa, sunteți pus la punct cu toate astea. Am crezut că nu știți de postele care circulă prin mediul online, dar văd că sunteți cu temele făcute. Doamna, când desfășor activități de acest fel, doamna viceprimar în general îi dau drept ca sarcină, avem geci dintre alea reflectorizante pe care scrie Primăria Dofteana Pieri, pun 20 de persoane care să circule printre oameni cu multe coșuri de gunoi, containere montate în mai multe colțuri, fiecare dintre ei vede containerele și își aruncă acolo rezidurile și deșeurile alimentare, iar în situația în care mai scapă o cutie, o doză, o sticlă jos, imediat să fie cineva să o ia. Dă o tentă foarte urâtă, nu din partea celor care o aruncă numai, ci din partea celor care o organizează. Așa este. Dacă nu ai oameni pentru salubrizare, și să nu credeți că numai în țara noastră se întâmplă lucruri de felul ăsta, care am mai fost și am ieșit în afara granițelor țării, în multe locuri se întâmplă așa ceva. Deci dacă nu ai oameni
ca să salubrizeze imediat, vedeți dumneavoastră când se întâmplă un accident pe o stradă, pe o autostradă sau undeva, fără imediat o venit spală, nici măcar nu se cunoaște. Ei, același lucru trebuie să ne învățăm și noi să trăim, că trăim într-o țară europeană, într-o comună care am pretenția că este cea mai mare comună ca număr de locuitori din județul Bacău și în condițiile astea organizările trebuie să făcute la nivel mai ceva decât la un oraș. Pentru că la un oraș există asfalt mai mult ca la noi, mai ales în zonele poate unici de sfârșoară activitatea, dar aici vom avea WC-uri ecologice, aici vom avea firmă pe care le ridică în cele trei zile, le duce, le ecologizează, le spală, le aduce înapoi. Vom avea putere instalată din punct de vedere a energiei electrice, vom avea apă potabilă trasă și ne desfășurăm activitatea, zic eu, bine. Eu zic că mai vorbim despre zile de oftane, că toată lumea întreabă și așteaptă cu interes, semn că își doresc să și petreacă. Da. Asta e foarte, foarte bine, înseamnă că nivelul e peste medie. Noi, la bunăstare vorbesc. Am încercat să îmbin utilul cu plăcutul, fixând pe data de 1-23. Uitați că mai sunt 2-3 zile și vom ajunge la data de 1 august. Încă nu au venit chiar toți care sunt fiii satului și nu numai, din afara graniților țării. Și am mai vorbit cu o parte din ei la telefon, ăla vin pe 5, ăla vin pe 6, ăla vin pe 10, ăla vin după data de 10. Deci am fixat ca data din 1 septembrie să-i prindă cam pe toți acasă. Așteptând fiii satului, cum știți și v-am mai spus, îi așteptăm de fiecare dată și la Crăciun și la Anul Nou, și am intitulat și am denumit Întâlnire cu fiii satului, de ziua localității și în ultima zi din an când îi primesc aici pe scenă cu datini și obiceiuri obișnuite de mulți ani și se practică pe data de 31 decembrie atunci când sărbătorim ultimele clipe și cumpăra dintre ani. Ne vedem cu siguranță, o să venim și noi la petrecere, pentru că va fi așa o petrecere cu tot, așa cum știți dumneavoastră să organizați. Vă mulțumesc pentru timpul alocat, să știți că s-a umplut o oră cu repeziciune. Mai venim pe la dumneavoastră, asta în măsura în care ne mai găsiți timp liber, că văd că sunteți prins așa între proiecte, ceea ce e foarte bine. Da, vă mulțumesc, Sărumana, și vă invit de fiecare dată, ori de câte ori avem evenimente. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!